Genis. Și vă propunem să privim și către o situație uluitoare ce are loc într-un spital din centrul orașului Cluj-Napoca. Medicii de la Institutul de Urologie și Transplant Renal operează pacienții într-un pod. Mai grav este că unitatea nu are autorizație de construcție și nici pentru securitatea la incendiu. Cu detalii alături de noi în direct Bianca Tim. Și Bianca, bună dimineața! Bună dimineața! Într-adevăr, spitalul este pe jumătate legal, iar pe cealaltă jumătate ilegal. Cel puțin asta susține deputatul USR Emanuel Ungureanu. Blocul operator al spitalului este zona în care medicii și asistentele lucrează pentru pacienți care sunt spitalizați în podul unității medicale, care în acte apare ca pod neamenajat și nu are autorizație nici de construcție și nici pentru securitate la incendiu. Directorul interimar al spitalului a explicat cum s-a ajuns în asemenea situație. Institutul datează din anul 2000, însă cu timpul în acel pod s-au înființat spații medicale, adică saloane pentru pacienți. În momentul de față, acolo sunt toate saloanele pacienților care se internează pentru operații, adică 65 de paturi. Așadar, majoritatea pacienților sunt internați în zona care nu are autorizație pentru securitate la incendiu. La etajul 3 al clădirii regăsim zona legală a instituției, anume o secție ATI cu 10 paturi și blocul operator. În anul 2019, 3500 de bolnavi au fost internați în acel loc. Însă cea mai mare problemă este lipsa autorizației pentru securitatea la incendiu și existența unor spații care sunt foarte puține de evacuare în caz de incendiu. Soluția finală, spun cei din conducere, ar fi construirea unui nou spital.